Dumnezeu să binecuvânteze întreaga adunare. Dumnezeu să binecuvânteze tineretul casei Domnului. Dumnezeu să binecuvânteze adolescenții. Dumnezeu să binecuvânteze copilașii. Dumnezeu să binecuvânteze pe cei mai în vârstă. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga adunare. Frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu că în această seară suntem adunați și suntem într-un număr destul de mare, destul de frumos și dăm slavă lui Dumnezeu. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru tinerii care au adus jerfe și mă rog ca Domnul să primească și să fie primite ca jerfe de bun miros înaintea Lui. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Îndemnul care ne stă înainte și rugăciunea care ne stă înainte este o rugăciune pentru cauze. Și aș vrea să vă întreb, frați și surori, dragi tineri, oare avem cauze să le aducem înaintea Lui Dumnezeu? Oare sunt cauzele noastre mai multe decât suntem noi? Eu cred că sunt și eu cred că dacă am putea să ne deschidem inimile și am putea să-i spunem Domnului, Doamne, toate cauzele noastre ar fi destul de multe. Și vreau să spun un lucru, fratele Cosmin, am mintea aici și ne îndemna să fim niște oameni ascultători și zic ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dar vreau să vă spun un lucru care este minunat în ochii noștri. Un psalm, psalmul 65, versetul 2 spune tu asculti rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Și, frați și surori, dragi tineri, aș vrea să vă mărturisesc un lucru: că mama mea, fiind în lume, a făcut o rugăciune și pentru mine. Îmi aduc aminte că eram un copil de șapte-opt ani aproximativ, și eram întins pe masa de operație și trebuia să fiu operat. Am avut o tumoare la vezica urinară și nu mai puteam urina. Și în momentul de față, în momentul acela, doctorul mi-a spus, dacă nu urinează în două sau în trei zile, maxim, urina se va sparge, vezica se va sparge, va ajunge urina între mădulare și copilul va muri. Și atunci mama mea, în strâmtorarea ei, a strigat către Dumnezeu și Dumnezeu a ascultat. Și dacă astăzi mă înfățișez înaintea voastră, mă, înfăți mă înfățișez datorită unui doctor bun, Isus Hristos, datorită unui Dumnezeu care poate să asculte rugăciunea noastră. De aceea vreau să vă îndemn, dragi tineri, să nu fiți nepăsători de cauzele care le aveți. Au fost părinți bolnavi și au fost cazuri în care copiii au venit înaintea lui Dumnezeu și au strigat din toată inima lui Dumnezeu și Dumnezeu a ascultat strigătele copiilor. Și zic ca Dumnezeu să ne asculte pe toți în fiecare parte. Dumnezeu ascultă rugăciunea, de aceea toți oamenii vin la El. Aș vrea să merg mai departe și aș vrea să citesc un, un text din uh, Luca, capitolul 5, versetul 17, în jos. Vindecarea unui slăbănog. Pagina în Biblie, 992, după traducerea Cornelescu. Într-una din zile, Iisus învăța... Pe noroade, niște farisei și învățători ai legii, care venise din toate satele, galilei și iudei și din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și zic, puterea aceasta lui Dumnezeu să fie în mijlocul nostru și să vindece astăzi. Ai, da. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănoc și căutau să-l ducă înăuntru ca să-l pună înaintea lui fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina norodului s-a suit pe acoperișul casei, l-au coborât cu patul printre cărămizi în mijlocul adunării înaintea lui. Frați și surori, mai departe cuvântul Domnului spune, când le-a văzut credința, Iisus a zis, omule, păcatele -ți sunt iertate. Și de ce am amintit lucrul acesta? Pentru că îndemnul meu este pentru tineri, Domnul să ne ajute pe fiecare să fim niște oameni mișlocitori pentru semenii noștri. Să fim ca acești oameni care l-au adus pe acest slăbănoc înaintea lui Isus și l a pus la picioarele lui Isus. Și oricâte greutăți a avut din pricina noroadelor care era acolo, acești oameni nu s-au lăsat. Acești oameni nu, ar, nu au renunțat până când nu l-au dus pe acel slăbănoc înaintea lui Isus. Frați și surori, vedem aici un lucru minunat. Niște oameni, un slăbănog, și îl vedem pe Domnul Isus Hristos care a ieșit să vindece. Și oamenii se vor schimba. Poate că zilele dinainte vor, ne vor face pe noi să fim slăbănogi, poate din punct de vedere trupesc sau poate sufletesc. Dar întotdeauna există aceste două categorii: slăbănogi și oameni care se poarte pe alții în spate. Nu știu de unde poți să faci parte. Dumnezeu poate să ne facă parte să fim astăzi slăbănogi sau mâine să fim niște oameni care să-L purtăm pe un slăbănog în spate. Ce este important? Că Domnul Isus este mereu acolo. Domnul Isus, cum citim aici, este mereu în mijlocul adunării. Noi trebuie să purtăm pe acești oameni, noi trebuie să avem curajul să ne deschidem gura și să ne aducem aportul. Să ne rugăm pentru cei dragi. Avem multe motive să ne rugăm. Să ne rugăm pentru frații noștri, pentru cei nemântuiți. Să nu renunțăm la, această, la aceste cauzele care vor fi adunate, care vor fi aici afișate. Să nu renunțăm la ele. Ci Dumnezeu să ne dea putere, să putem să vedem cu ochii noștri, în mijlocul nostru, minunile lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu mai poate lucra și astăzi. Credeți lucrul acesta? Amin. Oare dacă Dumnezeu ar face aici o dacă cum am auzit și azi dimineață, sau Dumnezeu ar vindeca aici în locul nostru, oare ne-am bucurat împreună cu cei ce au fost vindecați? Dumnezeu mai poate. Mai sunt slăbănogi în mijlocul nostru. Veniți înaintea lui Isus, că nu un om poate să vindece. Dacă spuneți cauzele cu voce tare, nu noi cei de aici sau cei care sunt aici pot să vindece, ci puterea lui Isus Hristos. El poate, El știe din ce suntem făcuți, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, slăviți să fie numele Domnului. Un frate drag spunea să nu renunți niciodată la rugăciune și spunea să nu încetezi să te rogi, pentru că rugăciunea ta poate fi ultima rugăciune care să umple paharul și Dumnezeu să asculte rugăciunea. Nu înceta a te ruga pentru cei dragi. Nu înceta a te ruga pentru cine mântuiți în casa ta. Nu ta, a te ruga când vezi și aș vrea să vă mărturisesc. De multe ori mă rog pentru mama și acum de curând am primit o veste că avea diabetul crescut. De multe ori nu înțeleg de ce, dar trebuie să, trebuie să mă rog în continuu pentru ea. Și mi-aduc aminte de bunica lui Tabita care are aproape 100 de ani și Dumnezeu a vorbit printr-un glas și i-a spus... Te las pe pământ ca să mișlocești pentru cei dragi. Și trește, a trăit, și Domnul se mai dă ani ca să poată să mișlocească mai departe. Dumnezeu ne vrea niște oameni mișlocitori. Cuvântul lui Dumnezeu o spune mai departe. În, în Ezechiel, și vedem în capitolul. 20 și 2, versetul 29 cu 30. Poporul din țară se dedă la sălnicie fura, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin împotriva oricărei, împotriva oricărei dreptăți. Versetul 30 spune, caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii, înaintea mea, pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc nici unul. Poate că noi nu mai suntem ca oamenii aceștia din țară, Poate că avem și noi problemele noastre, poate că avem și noi minusurile noastre. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune aici, caută un om care să stea în spărtură. Astăzi poate că ești un tânăr care poți scăra pe altcineva în spate. Mâine poate că o să fii un slăbănoc. Domnul să ne ferească pe fiecare. Dar este bine să ai și frați care să te poarte în spate. Și dacă astăzi ești tânăr și poți să duci mai mult, fii un om care să cari în spate. Poate unii din tineri nu se deschid înaintea părinților, poate că se deschid ei între ei, dar totuși rugați-vă înaintea lui Dumnezeu că El poate să rezolve orice problemă. Amen. Azi dimineață să citea din Psalmul 103 și îmi place tare mult acel psalm și cuvântul lui Dumnezeu spune aici să vedeți cât de minunat este cuvântul lui Dumnezeu. Poate că spui și poate că ești un om care ești slăbănoc, poate din punctul de vedere sufletesc. Sau poate că ai o boală în, în trup și ești slab. Și poate că spui în dreptul tău, nu mai poate nimeni să-mi vindece boala mea. Poate că este și Domnul să ferească un cancer de ultimă, de ultimă treaptă, ca să zic așa. Nu de mult, frați și surori, am anunțat lucrurile acesta și marți la rugăciune să ne rugăm pentru socrul fratelui meu care, Dintr-o dată, medicii i-au aflat cancer la creier. Dintr-o dată. Totuși, vreau să știți că nimic nu este ascuns de Dumnezeu. Și vreau să știți că în Cuvântul lui Dumnezeu scrie că El poate să vindece toate bolile. Slăviți să fie numele Domnului. Cuvântul Domnului spune: Binecuvântează suflete pe Domnul, tot ce este mine, să binecuvânteze numele lui Cel Sfânt bine Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui. El îți iartă toate fără de legile tale, el îți vindecă toate bolile tale. Și în aceste toate boli sunt tot. E tot. Dumnezeu ne-a făcut. Știe din ce suntem făcuți. El a făcut toate organele noi. El a făcut inima. Știe cât să bată și cum să bată. În săptămâna care a trecut, frați și surori, Aveam pe inimă și la lucru mă gândeam și lucrurile acestea mi erau un gând atât de intensiv în mintea mea, mulțumește-Lui Dumnezeu, mulțumește-Lui Dumnezeu, mulțumește-Lui Dumnezeu. Și nu am știut de ce, dar m-am pus și am mulțumit Lui Dumnezeu. Nu știm câteodată de ce ne ferește Dumnezeu de accidente, nu știm, dar bunătatea Lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință și zic ca Bunul Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea să închei, frați și surori și dragi tineri, și aș vrea să nu uitați lucrul acesta. Dumnezeu să ne dea putere să putem să fim niște oameni care să stea în spărtură. Deschideți-vă inimile și dacă ești tânăr, probabil nu ai problemele unui adult, dar poate ai probleme la școală, poate ai probleme cu examenele, poate că ți este frică, sunt așa de multe lucruri și așa de multe ispite în viața unui tânăr, unui adolescent, dar totuși este cineva care poate să asculte orice rugăciune. Este cineva care poate să-ți rezolve rugăciunea. Poate că ți este rușine să te deschizi în fața unui om mai mare ca tine. Poate în fața părinților. Dar deschide-te înaintea lui Dumnezeu. Intră în cămăruța ta și spune lui Dumnezeu tot ce te apasă. Dumnezeu poate asculta. Și Dumnezeu ascultă. Aș vrea să ne ridicăm pe picioare, frați și surori, și aș vrea să întrăzniți. Dacă aveți cauze înaintea lui Dumnezeu, orice cauză, Dumnezeu poate să rezolve orice problemă și orice cauză. Întrăzniți înaintea lui că nu un om vindecă, ci bunul Dumnezeu poate vindeca și o poate aduce. Dacă ai o inimă rea, dacă ai o stare care nu este după voia lui Dumnezeu, vină înaintea lui Dumnezeu și spune Doamne, vindecă-mă. Dacă ai o inimă bună, Vino înaintea lui Dumnezeu și mulțumește lui Dumnezeu pentru toate lucrurile ce ne le-a dat. Slăviți și binecuvântat să fie numele Domnului. Aș vrea să aveți îndrăzneala să spuneți toate problemele și toate lucrurile pentru care ne rugăm împreună și Dumnezeu să asculte. Amen. Domnul să asculte. Amin. Domnul Domnului. să dea bineînțeles. Amin. Dacă vreți să mă sprijiniți și pe mine pentru aceste două uh, cauze care le-am adus înaintea Domnului, Domnul să se îndură și acest frate care are cancer la cap, uh, doctorii au spus că mai are două săptămâni de trăit și joi uh, va avea operație la cap. Dumnezeu să lucreze și Dumnezeu să aducă vindecare. Dăm și să ne rugăm pentru, și pentru lista aceasta care ne stă înainte, pentru slujitori, pentru tineri, pentru surorile însărcinate, pentru cei care sunt, pentru cei din Ucraina, micuțul Abel care ne stă înainte, a noastră familia Coța, Domnul să, pentru micuțul Astriel, pentru fratele Sabau, Flavius, ca Dumnezeu să-i de viață și să-l Amin, amin. aducă din nou pentru fratele Vivi și toate lucrurile care sunt și pentru cei de acasă care ascultă dacă sunt cauze, Dumnezeu să asculte și să aducă vindecare. Amin, amin. 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 Mai vreau un singur lucru să spun, fraților, Domnul Isus a uitat la acești oameni, s-a uitat la credința lor. Domnul Isus se uită și la credința noastră, în rugăciunea care va urma să venim cu credință înaintea Amin. Domnului. Amin. Să Doamne.